Salve, bine la un episod din City Skyline. Sunt Kenro Q, iar aici în numele nostru, vă poftesc aici în numele nostru oraș, că ne-am rămas fără apă. Probleme pe care le rezolvăm imediat. Dar oamenii se scurcă și de bine, stau e bine în cartierul ăsta nou. S-a mutat oameni, dar îmi place că s-a construit gen, ar fi complexe astea rezidențiale, gen. Foarte interesant, amuzant cât de cât. Ok, și să revenim aici în problema cu apa. N-aș pune ca să fac gen cât produce. Produce 1000, să face 12, 1220, 120.000, să produce cam 160.000, deci mai scump puțin. A, dacă nu mai sunt alea acolo. Încă nu s-a dus complet poluarea, dar încă mai pun de asta aici. Adică aici aș, vreau să văd aici la gunoi. E gunoiul. Aici. Așa ce uite, da, să curețe apa. Aș pune două. Așa. Trebuie să curețe apa aici în jurul lor, ia. A pornit. La poluare, la apă. Nu, aici nu apare la apă, la poluare. Începe așa cât de cât să curețe în jur, dar nu știu cât, că și mai folosit toată de mult. Că chiar curățau chestiile și aveam foarte multe. Gen, curățasem un întreg lac sau ceva de genul, era poluat. Eu văd că încep să meargă sau ceva astea, dar vom vedea în timp efectele. Le pune câteva pe viitor acolo. Da, oricum hai să revenim la orașul nostru. Traficul, văd că stăm destul de bine cu traficul. Așa am construit barele astea ca să nu-i deranjeze pe ăștia aici. Aici trotuare, nicio problemă. Aici ne facem un trotuar. Așa, nu. Gata. Am rezolvat cu ăla. Ai văzut că nu și-a construit nimeni? Ok, deci în momentan nu-i cerere așa mare pentru... decât pentru... este de mică cererea. Birouri. Ce aici cerere pentru... industrie sau birouri. Da, nu știu aici. Sunt blocurile astea, ce am, zona asta pentru... Hai că parcă aș face, uite, și aici, în colț. Uite așa, pentru birouri. A să rezolvăm o problemă. Să facem și ăsta, autobuzul pentru zona asta. Totul vine acolo. Continuă, uite, pe aici odată. Să vedem ce am învățat la bibliotecă. Sau nu. O să vină pe strada asta lateralnică, gen semi, sau nu, bun, nu, lăsa mai bine pe asta centrală și pe ce se descurcă, ei merg și pe jos și de-astea. Deci după. E că și vine una aici. Și apoi, să o zobudă sau să vină... Nu știu dacă cumva legătura cu zona asta, pentru că nu prea avem pe aici auto. Deci noi ar veni, uite, așa. Să vină să ai o stație acolo. Poi să continue pe aici, așa. Pac. Pac. Pe dată, pe acolo. Acolo și apoi să continui pe aici, nu știu, prin zona pe unde e și celălalt, ăsta de aici. Sau nu, o să vină pe acolo, o să ia pe strada asta.
Da. Până pe aici, poți să ai o stație tot așa, ceva de genul. Ai o stație, uite, aici. În zona asta. Sau nu? Eu nu știu cum ar veni asta, cum să-l fac. Hai să se întoarcă aici. Da, evident, întoarce acolo. Și modificăm noi pe viitor. Uite și ea înapoi pe urmele ăsta. Până aici, apoi se întâmplă pe cealaltă linie. Trebuie să avem... N-ar trebui să avem probleme acum, sau... O să se pun acolo. Pun următoarea acolo. Să vină ceva de genul ăsta. Uite așa. Să vină imediat după colț și apoi încheiem linia. Acum, unde ești ăsta? Pas 7 de 3. Să pun, uite, un de ăsta. Și te arăt ca în majoritatea cazurilor. Hai să facem cu un galben de ăsta închis. Nu, mai cu un galben închis. Gata. Hai să le vedem. Unde ești auto? Ok, ești gata. De pe aici sau pe unde sunt? Da. Da, ok, și acum am rezolvat-o. Ăștia o să aibă acum transport în comun. O să aibă probleme. Nu știu cartierul ăsta, sincer. Deci prin și upgrade blocurile astea pe aici. Să cât mai avem până la... Încă vreo 3-2000 de locuitori. Păi Capital City. Avem Colossal City care are 32.000 de locuitori. Hai să vedem cum să ne extindem partea asta, că avem spațiu să construim case, să putem... Așa, și după o să venim când mai facem upgrade-uri și de astea să extindem zonele astea ca să putem construi pe acolo. Pentru nu o să venim în partea asta, că e mult teren care ar fi prielnic pentru... uite, avem așa. Colossal City, Metropolis, care o să vină învățat. Și apoi o să vină Megapolis. Nu, Megalopolis, care vine la 60.000 de locuitori. Ce costă așa? De ce pierdem bani? What? E fost dubios că n-am început să pierdem bani. Acolo se termină linia, dar... Uite. 26 de ani. Când avem că la parcul ăsta vin. Mai probabil. Vin strict pentru parcul ăla aici. Probleme cu traficul. Nu, nu. Ok, înseamnă să le bine. Așa. O să trântim. Asta văd că sunt de ajuns. Câte astea avem? Aici așa punem astea. Să facem niște astea de birouri, dar nu știu exact unde le-aș mai pune. Aș pune partea asta, că ar merge la problemă, o să punem aici. Hai să continuăm asta așa. Și... Am ce mare blocul ăsta aici. Nu zgârie în nori pe aici. Ne folosesc zona aia să extindem foarte puțin cât mai trebuie, vreo 200 de oameni și cred că am completat asta. Ce să ne extindem partea asta, m-aș extinde, deci, sincer. Ținem partea aia. Că merge acolo. Ai că aș debloca cumva zona asta. E și zona aia.
Așa mai profitabil sau ceva. Facem oameni în partea sau hai să încercăm aici, mai bine. Nu știu. Să facem cea cu turism, parcă merge cea cu turism, dar hai să așteptăm foarte puțin și... Hai! Gata! Campus area, avem de astea, o eco water, asta trebuie să rămâne mult, să fie mult mai curată apa. Ia, asta e cu advance astea, avem cargo, harbor și harbor normal, gen. Ia de la cargo, dar să vedem... cumva ca să nu încurc circulația trenurilor și a mașinilor. Ca și facem, ca și interesa să fac. Nu știu pe unde, dar cred să fac poate aici, în partea asta. Acum să hai să ne extindem. Uite, aș face aici. Dacă aș face aici, aș debloca zona. Ia, stai. Deci mi-e trebuie și colțul ăla. Pe bune, deci, uite. Aici cumva e mijlocul la zonelor astea. O să le refac eu imediat după, atunci. A, acum da, pot să le lipesc așa. Dacă pot să lipesc ăla, aș putea să fac. Deci dacă trag ăsta așa. Uite așa. Aș putea de aici să o șterg pe asta. Dar știți ce acolo o să fac în chestia asta? O să o cumpăr momentan și văd eu, mă decid după. Uite, pe aici. Așa o să vin asta. Eu aș putea să mă extind și în zona asta, să fac străzi și de-astea, partea asta. Așa ceva pe turistic sau... Drag, așa, uite. Iată. Face... Vine paralel cu plaja, șoseaua asta principală. Așa, facem formă de T și să vină și în partea asta o bucată. Aș putea să fac, uite așa. Să fac niște șosele de-astea. Sau nu, mai încep niște de-astea mai mari. Ok, ăsta îl fac așa. Să continuăm... la stradă cu... Aici aș face un parc. Nu foarte mare, aș face un parc aici. Parc ar merge. Și din asta o să fac așa... stradă... unde e cu 4 benzi. Acum hai să începem să lipim astea, cum se cheamă, să lipim zonele astea. Ok, filmăm de vreo 20 de minute. Ok. Uite, așa. Așa o dată, mai bine uite pe aici o dată și încă o dată pe... Asta de data autosave și de aia era puțin lag.
Uite, așa, fac, fac, fac. Da, acum hai să... Trebuie să vină așa. Eu să fac cea pe turism. Dacă cred că să rămână pentru episodul următor, că deja rămânem fără timp episodul de azi. Dar rămânem fără timp. Și hai să ne extindem în zona asta. Chiar aș vrea să fac și ceva de industrial pe partea, dar ce face aici momentan cu turism și astea? Face un parc. Nu pare să fac parc normal, unde sunt zonele și parc. Fac. Așa să... Vine un singur, nu două. De ce mi-am pus două? Punem o intrare mare pentru că e și parcul e gen e mic și n-ar avea de ce. Acum să luăm niște... De fapt nu trebuie să rămân aici pe tabul ăsta. Ok, și acum trebuie următoarea chestie. Aș trage timp până aici curent în partea aia. Dar uite ce am amintit să facem gardurile. Uite aici, odată, nu uite unde ăsta, lângă. Aici încă o toaletă, punem aici, mai punem în partea asta. Cafenea. Aici în mijlocul parcului. Info, îl punem în centru. Hai să pun și niște uite ce am loc de joacă. Să punem unul în parte, să punem unul ăsta cu trambuline aici. Așa. Fac. Uite aici am niște, și punem niște de-astea foișoare de-astea. Aici ce n-am pus? Nu cred că am pus eu acolo. Mai pune un loc de joacă, dar parcă nu avem spațiu. Uite, așa aș face. Pac. Am pune și locul de joacă. Deci să avem. Dar trebuie să aibă. Și acum să începem aici să facem niște... un cartier.
ajunge cartierul ăsta mai mare. Și o să vină, aici o să facem cu peza asta rezidenția, o să vină cu turism. De turism. Să facem un mijloc de transport care să vină din partea aia. Nu știu ce tren. Aș fac o gară ceva pe aici. E ca la stațiune la mare. Acum aș face, uite aici în zona asta, pe centrală, aș pune de-astea. Comerciale. Acum o să trag o linie asta de curent, așa. Astea sunt cu turi... A, asta, hotel. În hoteluri astea, nu știam ce. Nu știam ce e cu astea. Ce cu turism și... Da, și cum circulă oamenii, nu? Nu vin din partea aia. Ok, și mai avem probleme. Face o linie de autobuz care vine din partea asta și mai avem turism și asta e. Să fac și în zona asta, uite aici. Niște clădiri astea de birouri. De acolo aș face niște clădiri de birouri. Niște blocuri. La zone ce mai avem aici? Avem câte două, la alea și la turism avem mai multe și la astea cu industrial avem mai multe. Ia ne băgăm în asta. Mă interesează asta. Ce secta asta cum... Cum... Gata. Uite să aici, parcă... A, nu știu ce vine drept, așa, ok, bine, cred că vine pe strâmb și de-aia. Ok, da. Cam aici să închei episodul, că vă face ceva timp. Deci, cam asta a fost episodul de azi, dacă vă dați like, share și subscribe. Și în data viitoare, într-un alt nou minunat episod din City Skylines, când o să extindem zona asta. Salut!